ce frumos ești. Ia uite și tu cum arată. În aplicație e blank, e efectiv alb. Păi deci e a patra oră când încerc să încarc și nu funcționează stația. Suntem fix lângă vama cu Grecia. Și că da, nu aș avea voie practic să fiu pe un feribot dacă am peste 40% baterie la Tesla. Bine am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vedem cât de complicat este să mergem cu mașina electrică până în Grecia, pe insula românilor, pe Tasos. N-am fost niciodată pe Tasos, o să fie o aventură pe drum, pentru că din păcate sunt lucrări la podul dintre Giurgiu și Ruse. Avem două vămi de trecut, nu am făcut research unde să oprim cu încărcat, o să fie o aventură total. Sunt tare curios văd cât o să facem până acolo, cât de complicat o să fie. S-au dat și niște legi ciudate pentru mașini electrice în Grecia, așa că o să fie un videoclip interesant cu siguranță. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și să înceapă aventura, pentru că chiar cred că o să fie destul de jale. Este ora 23:55, este pentru prima dată când plec la drum lung la ora asta. De obicei plecam la 4:05 dimineața, dar acum știu că se merge în Grecia pe la ora asta, așa că hai să plecăm, să vedem când ajungem. Prima și cea mai importantă provocare este la podul de la Giurgiu, pentru că sunt lucrări acolo și poți să stai 2 ore sau poți să stai foarte puțin. Am văzut păreri foarte diferite, adică unii oameni au stat foarte puțin, unii oameni au stat foarte mult. Hai să vedem cât facem până în Tasos, în primul rând. Ne spune 10 ore cam face din momentul ăsta, fără să încărcăm. Dar noi, având mașină electrică, rămâne de văzut în cât timp o să ajungem acolo. În teorie, în Bulgaria este destul de chill cu încărcatul, ar trebui să nu avem stres în Bulgaria cu stațiile de încărcare. Sunt destul de ieftine, sunt cu viteză mare. În Grecia, habar nu am. Deci în Grecia, habar nu am ce se întâmple pe acolo, dar ne descurcăm. Doamne, și am ajuns la vamă, unde sunt 4 mașini în fața noastră. Giugiuc! Și uitați-vă cât este ceasul. Avem un consum genial. Nu știu câți dintre voi știți ce înseamnă asta, dar 12 kW practic la 100 de kilometri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă merg în felul ăsta în continuare, pot să fac 450 de kilometri. Ajută foarte mult faptul că mergem noaptea și nu este căldura aia care e pe timp de zi. Poate sunt câțiva oameni care se întreabă de ce am ales Tasos. Ei bine, am vrut o locație unde să stau și să nu mai merg atât cu mașina, pentru că știți că ultimele veri am mers mult prin Europa, am mers până în Croația, am mers până în Austria, Slovacia, etc. Ne-am plimbat mult. Ideea e că acum am vrut o destinație relaxant. Efectiv să stăm, să nu bat capul să mă mișc de colo până acolo prea mult să fac kilometri, că nu prea e relaxare eu șofer să fac atâția kilometri zilnic. Gata, s-a plătit taxa de pod, foarte lejer cu cardul, nu-ți bați capul cu cash, se mișcă foarte repede. Deci noi suntem practic deasupra teritoriului bulgăresc. Revenim cu update cât o să se stea aici la vamă. Gata, s-a trecut de vamă, a fost un timp rezonabil având în vedere că au lucrări și e oricum cum plin sezon. Cred că jumătate de oră, e 1 și 13 minute. Ne îndreptăm acum către următoarea stație de încărcare, care nu știu încă care este, dar ne continuăm drumul și vedem cam când avem nevoie să încărcăm sau nu știu exact, dar aș plănui să încarc de 2 ori. Una fix înainte să ies din Bulgaria și una în Bulgaria. Cam așa aș vedea eu încărcatul. Scurt update, am oprit și nu pentru ca să încărcăm, a trebuit să mai facem și noi o oprire până să încărcăm. Ne-am oprit puțin la Veliko Târnovo, la un rompetrol. Și am găsit într-un final o stație unde să încărcăm. Mai avem 104 km până acolo. Totul arată foarte bine până acum. Uitați-vă ce consum avem. Deci am mers tare. E bun, am mers tare cât s-a putut de tare și bine. Și 123. Deci practic 12 kW la 100 de km. Momentan Tesla îmi spune că ajung cu 22% la stația de încărcare. Eu cred că o să ajung poate cu o idee mai puțin. Nu știu, depinde acum cum o să merg în continuare. Am ajuns la prima stație de încărcare, să o găsim în primul rând. Mamă, cum arată Giugiuc! Ia uite și tu cum arată! Bine, hai că tragem repede. Deci sunt 16 grade, e ora 4 dimineața, dăm charge. Deci în aplicație 180 de kW, 0,59 de leva per kW. Hai să vedem dacă merge încărcarea, start charge. În aplicație e blank, e efectiv alb, nu-mi zice absolut nimica. Dacă vedem verde, e bine. Oh, verde! Băi, ești nebun cât de repede! Băi, deci așa de simplu, mi-a luat banul, totul, se încarcă. Hai să vedem cu ce viteză încărcăm. 84. A, știi de ce? N-am precondiționat bateria. Deci se încarcă rapid, cred că stăm undeva la puțin peste jumătate de oră aici, că oricum vreau să încarc înainte să ies din Bulgaria. Și e giugiuc. Merge stația, totul e ok. Încărcăm cu un leu 50, plină, ok este mașina. Cu toate bagajele pentru 4 persoane. Este testul suprem de consum ăsta.
și avem un consum genial pe aici. Deci am ajuns cu 29% și am mers 299 de kilometri până aici și un consum foarte, foarte bun. Mai mergea mașina să mai îi dăm și mai mult. Vreau să vă zic că am mers foarte repede, deci chiar am mers repede, nu am mers deloc la consum. Să ne menținem așa ar fi perfect, să vedem și cât o să ne coste acum, cât o să alimentăm. Am lăsat mașina la încărcat acolo cu oamenii în ea și am plecat să caut cafea. O informație foarte importantă, am dat pe drum de mistreț. Mi-a tăiat fața un mistreț și la puțin timp mi-a tăiat fața o vulpe. Așa cum am crezut, ne-am înțeles că am un părți, dar am înțeles că vreau o cafea cu lapte, cel puțin așa sper. Cât de rău poate să fie, nu? Nu cred că e cu lapte. Thank you, thank you. Thank you pentru cafea fără lapte. Dar am zis, with milk, with milk. Și ai zis, ia, Hai să încerci Ioana de cafea asta. Hello. Bună ziua. Te-ai cafea? E cafea cu lapte? Da. Miroase zahăr? Zahăr? Ai uitat? Am o iubire. E bună? Mamă, bebe, e proastă rău. Haide mă că zice că miroase bine. Păi miroase, dar atât. Zboară creier. Atât s-a putut în Bulgaria aici, ok? Atât s-a putut aici. Am stat jumătate de oră și mașina e 95%. Avem suficient ca să ajungem chiar și pe Tasos. Vedem aici dacă am băgat acum Tasos. Ne zice că ajungem cu 21%. Deși nu ar fi nevoie să mai alimentăm aparent, tot o să vreau să alimentez înainte să intru în Grecia, pentru că nu știu exact unde aș încărca în Grecia și în Bulgaria atât de lejer și simplu, încât mai bine încarc aici, să plec cu cât mai mult la ultima stație înainte de Grecia. Mă duc cu mașina la încărcat, îi dăm stop charge. Deci a costat 24 de leva această încărcare, de la 19% până la 96%. Ce sper în momentul de față este să nu găsim coadă mare la vamă în Grecia. Asta e singurul impediment care mai avem acum. Am ajuns și la ultima stație până la Tasos. Dacă vedem verde, e de bine. Opa, aia zic. Hai să vedem și cu cât tragem acum. Da, mai avem puțin, vreo 10 km până la vamă. Și așa cum am zis, înainte de vamă, încărcăm. Mi-a oprit stația în timp ce se încărca. A doua oară e cu noroc, sper să nu se mai oprească. Iar se încarcă, sper să nu se mai oprească de asta. Ia să ne cu cât încărcăm. Iar s-a oprit. Păi deci e a patra oară când încerc să încarc și nu funcționează stația. Suntem fix lângă vama cu Grecia. Aproape că era să ne ducem la altă stație, dar într-un final se încarcă mașina și 30 de minute până la full. O să facem full. N-am mai făcut mașina full. Avem 97% pentru că am zis mai bine să ne ducem către vamă, că avem destulă baterie oricum ca să ajungem. Aveam și înainte și ca să nu mai stăm aici să încărcăm, să treacă mai mult timp, mergem către vamă. Oricum costurile până acum au fost 15 lei podul de la Giurgiu, a fost 13 leva vinieta, practic pe o săptămână cât am cumpărat, 24 de leva prima încărcare, iar a doua încărcare a fost 18 leva aproximativ ziu. Cam ăsta e totalul până acum și o să ajungem cu destul de mult pe Tasos. Problema este că autoritățile din Grecia au dat o lege în care mașinile electrice nu au voie să se urce pe un feribot dacă au peste 40% baterie. Legea asta, din câte am auzit, e dată doar ca să fie dată, nu ar trebui neapărat să fim verificați, dar dacă suntem verificați, e cam nașpa, că noi avem cam multă baterie. Nu mi se pare deloc că mamă ce safe e dacă ai peste 40, dacă ai nu știu ce, mi se pare cam prostie după mine. Și se stă, nu pare să fie atât de lungă coada. O să fac așa un pronostic, eu zic că stăm 40 de minute. Primul semn că suntem în Grecia, vedem steagul. Oficial în Grecia, este ora 7:37, chiar s-a mișcat bine la vamă, mai bine decât mă așteptam. Am stat mai puțin de jumătate de oră, vreo 20 de minute. Mai avem foarte puțin locuri să ajungem la feribot. A fost mega lejer pe autostradă. Am ajuns chat fix la ora 9. Noi urcăm acum primii, dar problema e că o să coborâm, cred că ultimii. Gata, cam haos aici pe bune, dar cred că am rezolvat-o. Mi-am adus aminte să vă spun că nu, de fapt chiar nu mi-a verificat mașina de niciun fel, deși a văzut clar că e Tesla, că a strigat după mine că trebuie să mă mici mai repede. Nu a verificat deloc ce procent am la baterie sau ceva de genul, deci în principal e doar o lege ca să fie dată, deci we chillin'. Mașinuța
O vedeți acolo în stânga, un pic cam înghesuită, dacă mă întrebați. Mamă, cât autocarul e aici, ăsta nu era aici. Gata, ancorăm, hai la mașina noastră. Este ora 10:24 de minute, deci pot spune că GPS-ul, fără niciun fel de încărcare, nicio chestie, nimica, când am plecat din București, mi-a zis practic 10 ore jumate, îmi scria acolo estimare. Nu pot să cred cât de bună a fost estimarea aia, probabil nici nu se aștepta să fie atât de bună estimarea aia. Dar am ajuns foarte bine, dacă excludem acest feribot, am ajuns la 9 dimineața. Hai că ne lasă și pe noi să coborăm, sper. Urmărim golful care ne va duce la cazare. Suntem pe străduțe tipic Grecia, care sunt foarte strâmpe. Am ajuns la cazare și hai să vă arătăm și vouă cum arată pe aici. Mamă, ce frumos e și cu alea, că la zici că e de prințese. Făcut. Mi se pare super mișto, uite, efectiv, și cornerul ăsta. Da, efectiv, da, efectiv, stăt. De ce știu cât de Grecia îți spune chestia asta? Știi ce Grecia îți spune? Când te-ai duce eu prin toate plajele și o să bagi numai gyros. Am lăsat bagajele, mergem să mâncăm primul gyros, pentru că trebuie să vedem cum e aici în Grecia, original, față de București. Aici ne-a recomandat la cazare Fabrica, gyros pită special. Am luat start și am gustat carnea asta. E bună carnea? Bă, e demențială. Deci, îmi pare rău dacă vă fac poftă, dar e prima dată că mănânc un gyros de aici și sunt tare curios să văd cum e, sunt mor de foame. Ar trebui să fie bun, miroase bine. Hai, Doamne ajută. Bun. Revenim cu feedback la final. Primul taste, bun. Și presupun că și Ioan o să-i placă, așa că vă spune părerea la final. Am terminat de mâncat. O impresie foarte bună. Da, a fost foarte bun, mai ales sosul. Carnea în principal mi s-a părut la fel, dar sosul a fost diferit. Mai bună. Ce să zic așa acum, îi place Grecia? Îmi place, uitați-vă. Deci eu pot să stau aici la ei, sunt blond, am ochi albaștri, uitați-vă cum am îmbrăcat. Deci eu sunt direct de aici, da? Eu de aici vin. Problema e că mă doare burta de la cât am mâncat. Da, am mâncat 2 gyros. Da. I-am mâncat un gyros jumate. Deci așa arată mașina doar după prima zi de plajă, că drumul până aici e foarte nașpa. Stratul e strat de nisip, de praf, de ciofi. Mamă, cum arată mașina deja. Se putea și mai rău. Dar, hei, suntem la plajă. Abia știu. Ia, sunt tare curios. Prima impresie la prima plajă. Nice. Hai că arată bine. Cam așa se vede. Cald rău, adică bate briza, nu e cald. Deci cam așa e plaja. Mamă, e chileanu, e frumos, limpede apa. Ia să ne încă de cerbe. Caldă e. Mamă, chiar e caldă. Chiar e caldă rău. Deci nu mă întrebați cum am reușit, dar am găsit o stație în apropierea cazării unde suntem și mai important, lângă plajă. Giugiuc, frate. Și este și gratuită, frate. Deci ce să mai vrei, frate? Și cu acest apus frumos încheiem acest vlog de pe plajă. Mașina se încarcă. A fost o zi chiar bună. Sper că v-a plăcut vlogul. Sper că vi s-a părut interesant. Dacă vreți să mai vedeți vloguri de genul, rupeți butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi, pentru că plănuiesc să mai fac un vlog de aici din vacanță, dar trebuie să văd că vă place, așa că dați pe butonul de like, pentru că video-ul ăsta o să apară cât timp eu încă mai sunt în vacanță, pentru că este un editor care se ocupă de acest video și sper că v-a plăcut vlogul, așa că eu n-am dormit absolut deloc, dar ne revedem la următorul vlog. Vă pup!